Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Un episod în care o să vă prezint niște prețuri la un anumit model de mașină în Germania, pentru că foarte multă lume are această percepție. Mașinile bune sunt în Germania, trebuie să mă duc să-mi iau mașină în Germania sau vreau să fie mașină adusă în Germania cu numere de țol sau să se dovedească că este de acolo. Ei bine, vreau să zic că în Germania da, sunt mașini bune, însă mașinile bune au și preț pe măsură. Mașinile mai slab dotate, mai proaste, cu kilometri mai mulți care sunt făcute pentru export, o să aibă un preț mai mic și o să ajungă prin România, Ungaria, Polonia și alte țări. Ideea este că, fac o mică paranteză încă de la început, și în Germania se dau kilometri înapoi, mai ales în parcurile care sunt dedicate pentru export, pentru că samsarul se poate folosi de chestia asta în momentul în care ție îți vinde mașina să zică așa am luat-o din Germania. Deci nici Germania nu mai aici a fost, plus că foarte mulți dealeri sunt polonezi, chiar și români, turci, și vând mașini cine știe cum sunt făcute. Deci, din păcate, nici Germania nu mai e ce mai e, nu mai este un loc așa sigur. Depinde foarte mult de unde cumperi și, bineînțeles, prețul pe care îl dai pe mașina respectivă. Înainte de a trece la episodul propriu-zis și de a vă spune câteva prețuri, de a vă arăta câteva mașini, pentru că modelul ăsta este foarte iubit și în România și în afara României și probabil sunteți curioși cât costă un model de genul ăsta în afară și de ce multe modele de genul ăsta sunt mai ieftine în România. Este foarte clar că mașinile au fost cumpărate de prin Germania sau din alte țări, li s-au dat kilometri înapoi sau au fost lovite și automat au ajuns mai ieftine decât în Germania. Nu uitați că vă țineți creierea Instagramul meu și dacă vreți să verificați istoricul unei mașini pe care deja o dețineți sau vreți să o cumpărați, aveți în descriere link către car vertical. Acum hai să trecem la episodul propriu-zis, vreau să vorbesc puțin despre Dacia Duster. Un model ce se vinde foarte bine undeva la 15 minute, mare atenție, în Franța se vinde un Duster și aștepți undeva la 5-6 luni pentru a se livra vehiculul, deci se vinde foarte bine Dusterul și oricum este cel mai vândut model de la Dacia. Și o să văd câteva modele din PH1, din faza 1 și din faza 9, din modelele noi, pentru că, v-am zis, poate sunteți curioși care e ideea. În principiu, ca și exemplu, dacă un Duster în Germania costă 7.000 și în România costă 5.000, exact aceeași mașină, trebuie să spui niște semne de întrebare. Deci aici avem un Duster din 2011, benzină, 104.000 de kilometri, culoarea asta îmi place foarte mult, chiar are un prieten un Duster exact la fel, tot versiunea asta, doar că are dieselul de 110 cai, dacă nu mă înșel. Mă rog, mașina are piele, pe România nu prea am văzut cu piele, și în rest este un Duster, are aer, are clima aia, geamuri electrice, na, e simplu, nu comenz pe volan sau alte nebunii. Deci ăsta este primul care e 7.000 de euro, bineînțeles se poate negocia. De fapt 7.000 de euro este TVA-ul nedeductibil. Bun, aici mare atenție că este și TVA-ul, deci să vă uitați la prețul brut, nu la cel net. Pe cel net îl puteți lua dacă vă duceți cu o firmă și neamțul este de acord să vă dea pe firmă mașina și voi să plătiți TVA-ul aici. Din păcate, foarte mulți samsari nu o să plătească TVA-ul niciodată în țară și este probabil ca în timp noul proprietar să aibă probleme de acest gen cu mașina. 2014, chiar 2015 aproape, 123.000 de kilometri, 1.5, 110 cai, Euro 5, ok, 6.800 sau 5.700, depinde de mai multe. Eu aș pune 6.800 ca să știi bine, se mai poate negocia probabil. Aici cred că ori este murdar, ori este zgriată pe partea aia. De apreciat e că se fac poze din toate unghiile, aici care vopsea o sărită, cred că are și un punct de fapt are un început de rugine la aripă spate. Interiorul este murdar, probabil a ajuns într-un parc auto sau ceva de licitații și proprietarul s-a gândit că oricum nu o să mai țină, deci n-a rost să mai bage și bani în ea. Văd că aici a integrat playerul ăsta, de fapt oricum cred că e modelul mai nou de Duster, dar geamurile acolo, dar văd că sunt doar pe față, aer condiționat, manual, kilometri are poze la kilometri, da, e un fel de parc auto la Huber, văd că e un fel de dealer. 6.800 de euro, 2014, kilometri decenți. Așa. 9.000 de euro, 2015, deci este printre ultimele modele din generația asta. Consumuri declarate, mă rog, asta contează mai puțin. Autopark, da, sunt foarte, foarte mulți dealeri, unii sunt de treabă, alții sunt, v-am zis, turci, polonezi, chiar și români, care vând tot felul de mașini sub diferite forme. Asta nu are foarte mulți kilometri în schimb. Interiorul este foarte îngrijit. Mi se pare o mașină super ok. Da, cred că la modelele mai noi s-a integrat aici playerul ăsta, navigația, de ce mă stare și cum mers pe volan. Pentru 60.000 de kilometri și starea în care e mașina, 9.000 de euro, mai negociez puțin, să zicem. 7.500 de euro, 2013, 110 cai diesel, 112.000 de kilometri. Este aceeași culoare, deci asta mi se pare cea mai frumoasă culoare pe care poți să o pui pe o Dacia.
nu știu, orange, de fapt nu e orange, nu mai știu exact cum îi zice. Ia să vedem, uite, piele, drăguț, deci mie mi se pare planșa de bord destul de drăguță, mașina e destul de îngrijită, mie chiar îmi place cum arată Duster-ul și am condus Duster și credeți-mă că pentru România este un rai pe pământ, din simplu fapt că zburdă peste drumurile noastre foarte proaste. Da, mi se pare ok, mașina asta, să zicem dacă ai negociat pe la 7200, deși nu te gândi pentru că nici neamțu, Brown Cajou, da. Nu te gândi pentru că nici neamțul nu se dă o mașină bună pe degeaba, asta este clar, mai ales dacă este un dealer, când o să zică că ăla e ultimul preț, pe ăla este ultimul preț. Uite, de exemplu, aici avem altul, benzină, puțin kilometri, 105 cai, 1.6, 7900 din 2011, hai să vedem cum arată mașina. Da, mă rog, are jante, culoare foarte frumoasă, jantele îmi plac, oare pe cât sunt, dacă mă uit puțin mai atent, nu prea văd dimensiunile, 17-18 probabil. Interiorul, aer, bine, cam toate de-astele au cam aceleași dimensiuni și cam aceleași dimensiuni, cam aceleași dotări. În principiu nu e foarte mare diferență între ele, îmi place cum arată interiorul, aici este o mică zgârietură pe cotieră și e puțin ciudat pentru că ori are husă pe scaun, ori scaunul de la șofer este altă culoare, cred că este husă, cred. Da, și mașina e drăguță, arată bine, nu am sesizat puncte de rugine sau ceva, dar și prețul pe măsură pentru anul de fabricație și kilometri puțini. Aici este o chestie destul de ciudată. Mă rog, mașina are 18.000 de kilometri, 1.6, 115 cai, Euro 6 și probabil este benzină, da. Este modelul nou, 10.000 de euro. Aici cred că este atins dacă nu mă înșel, dar aripa e puțin înfundată. Interiorul arată decent, văd că aici nici măcar nu se mai încarcă pozele. A, cred că astea sunt toate pozele, serios? Da, cred că astea sunt toate pozele cu mașina, 4 poze. Ce aș putea să zic despre asta, pentru că oricum nu este. Da, să zicem că e puțin atins în spate, dar având în vedere că e 2018 km puțin. Da, nu știu, probabil nou a fost undeva la, nici nu știu exact ce versiune este. Nou tot a fost 13-14.000. Dacia Duster 2 Comfort, versiunea Comfort, că, pe care o are, chiar o are un prieten și a costat undeva la 16.000 de euro nou. Acum ideea este că mașina, da, benzină, 8.300, poate sunt mașini pentru teste, nu știu ce să zic, pentru că mi se par destul de mici prețurile astea, având în vedere că mașinile au doar un an de când au ieșit pe stradă, dar este lovit aici, din păcate. Nu știu exact cât ar costa reparația, dar repet, eu, sincer să fiu, pentru mine, personal, mi-aș cumpăra o mașină care este atinsă, dar nu făcută varză, dar dacă este atinsă, aș cumpăra-o pentru mine și aș face-o pentru mine. Nu, aș da unul să mai departe. Aici, da, văd că are un mic luft. Interiorul are climă, comes pe volan. Da, o versiune confort exact cum are și prietenul meu configurată. Mama a făcut mare poză. 9300. Având în vedere și micile defecte estetice, cred că pe la un 9000 ai putea să o cumperi. La fel, 2018. Aici e un model la care m-am uitat eu la pozele inițiale pentru că eram curios de ce au prețuri atât de mici mașinile astea. Bine, ăsta într-adevăr este lovit, 2018. Nu știu exact cât ar costa reparația la un model de genul ăsta și este și modelul mai vechi de pe faruri, 7150. Probabil mai poți negocia în principiu dacă mașina este lovită, poți să mai negociezi la preț. Ideea e că mașina are și foarte puțin kilometri, 17.000 de kilometri. Și de aprecia că s-au făcut poze și pe dedesubt să vezi cam în ce stare este mașina, pentru că foarte mulți vânzători, chiar și din afara țării și pe licitații și pe site-urile de specialitate, nu fac poze din toate unghiurile și ai surprize când ajungi acolo sau mai rău când deja o plătești în avans și mașina ți ajunge în țară. Aici am avut o curiozitate, pentru că cică se vând niște Loganuri noi, cu un kilometru. Și ideea este că pe mobile.de, mobile.de, în general, sunt și foarte multe anunțuri fake. M-am uitat la evaluările acestui dealer CarPoint și văd că are 5 stele, de asta foarte bine. Acum eu mă întreb cum ei ar putea să vândă o mașină nouă la 10.000 de euro. Se vede că este un parc plin de Dustere noi și prețul ar fi ăsta, ceea ce mă pune puțin pe gânduri. Există Duster nou la 10.000 de euro? E o întrebare bună, mai ales că are și navigație, are și climă. Chiar mi se pare puțin ciudat și am mâncat aici pe Translate de curiozitate. Inclus în preț, repatriere, mă rog, radiere acolo, pregătire vehicului, livrare și, na, în plus vă oferim și următoarele servicii, bară de remorcare, deci fă două grămadă de chestii, MP3, roată de rezervă, roți de iarnă cu jante, deci la fel spun că acceptă cu nerăbdare comenzile, pare a fi destul de serioasă treaba și nu înțeleg, adică de ce ai vinde, uite, altele aici.
Mașini noi, 10.000 de euro, 9.680 de euro. Deci nu înțeleg, ori sunt mașini de teste, ori chiar nu pot să-mi dau seama de ce. Ia uite, mașini cu toate rătările posibile. Deci ar fi la banii ăștia vândute, adică eu știu că am mai urmărit site-urile și sunt, uite, evaluări foarte bune. Sunt și multe site-uri fake, adică sunt o grămadă de modele care au un anumit preț și la un moment dat dispar anunțurile, dar văd că au foarte bune valori. Uite, asta uite una că și mi-au cumpărat. Contact Dacia Sandero, 13.000 de euro. Deci uite, dacă Sandero s-a vândut pe 13.000, mă gândesc că unda asta nu o să fie 10.000. Probabil au pus prețul la orientativ. Uite, Dacia Logi, Dacia Logi, Dacia... Stai să vedem ce mai au pe aici. Dacia Docker, 14.000 de euro. Adică, probabil ei vând mașini noi, dar Dacia Logi, 14.000, nu. Duster nu are cum să fie 10.000 niciodată. Da, nu știu, dați-vă și voi cu părere despre chestia asta, chiar sunt curios ce credeți despre ei. Sau dacă ați cumpărat vreo mașină de la CarPoint. Pare a fi un dealer din Germania. Și cam asta ar fi episodul, cam astea sunt prețurile mașinilor din Germania. Probabil multe pe care vi le-am arătat au kilometri mai puțini decât cele din România. Și probabil sunt și mai scumpe. Repet, și în Germania anumiți dealer dau kilometri înapoi, pentru că știu că acele mașini o să fie duse spre export și nu o să mai vadă străzile Germaniei și nu o să știe nimeni că au kilometri dați înapoi, decât probabil românul care se duce acolo și oricum o să-și dea seama. Din păcate, asta este piața auto actuală. Cam asta ar fi episodul. Salut!